aici o mână de oameni, dar trebuie să știți că cu voi este cerul. Sunt momente pe care nu le înțelege, vorbeam cu Marius și zicea, nu înțelege, nici eu nu înțeleg. Multe lucruri nu înțelegem aici. Doar că, așa cum povesteam astăzi cu tine, Raul, parcă pe zi ce trece, văd pe Dumnezeu tot mai mare și tot mai capabil de orice lucru, de orice lucru. Însăși, boala cu care s-a luptat tatăl vostru în ultima vreme a fost și este o enigmă pentru medici. Chiar dacă atâta știință medicală a făcut progrese, totuși, Biblia zice, până nu se întoarce sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Astăzi, la 11:40, la 10:40. Nu, la 11:18. La 11:18 minute, tatăl vostru s-a înălțat de acolo de unde a venit. O taină pe care noi nu putem spune decât în parte, dar m-am gândit la ce zice Apostolul Pavel și gândindu-mă azi după masă cât mai am avut timp să mă gândesc la nu la moarte, ci la veșnicie, m-am gândit că Apostolul Pavel în 2 Corinteni, și eu vorbesc cu voi care știți Scriptura și prietenii noștri care sunt pe internet și care am văzut că au umplut pagina noastră de WhatsApp. Pavel, care știu Scriptura, în capitolul 5, în a doua epistolă către Corinteni, scria știm. Deci, și mi-am zis, Pavel, de ce de data aceasta zici că știm? Nici măcar nu crede. Dar dacă mă uit în capitolul 12, în aceea scrisoare, Pavel spune, am fost răpit într-un loc despre care n-am cuvinte să povestesc. Și atunci Pavel nu mai crede. Pavel a văzut și știa. Ei, dragilor, astăzi, deci, la 11:18 minute, Îngerul care l-a păzit pe tatăl vostru 62 de ani și ceva, l-a escortat înspre întâlnirea cu Domnului. Și cu toți aceia pe care i-a cunoscut, cu toate că am impresia că acolo o să cunoaștem dintr-o dată, mai vorbesc cu Mariana câteodată, o să întâlnesc pe Luther, față în față. Vorba lui Valer Mâncova, nu știu cât de departe o să fiu de Pavel, de Petru, de acest mare apostol, dar de parteni o să fiu aproape, de Marius o să fiu aproape, de tine o să fiu aproape, o să vin pe acolo, prin preașma, te salutăm. Dar până atunci, sigur că da, dorim ca Dumnezeu să aducă mângâiere totală peste sufletele noastre. Așa cum vă ziceam adineauri, am avut, cred că curiozitatea aia naivă, am avut să văd ce-a spus Peterul în ultimile lui telefoane. Și nu m-am descurcat, că sunt novice ale telefoniei. Dar am dat ceva și am găsit numele de telefon care l-au apelat. Și am văzut acolo cum te numea pe tine, Raul, băicuța tati. Am văzut cum te numea pe tine, Raul, puiul tati. Și am zis, domnule, cât ai crezut. Și relația asta se rupe. Și a voastră nici nu s-a vindecat cealaltă. De aceea avem nevoie de mângâierea lui Dumnezeu. Avem nevoie de mângâierea lui Dumnezeu. Partenia ești cel mai rău dintre noi. Nu vreau să zic că ești primul care trebuie să plecem despre Mircea să te întâlnire. Dar vreau să faci o rugăciune cu inima. Ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste la Luca, peste Raul, peste Sergiu, peste Ram, peste Miriam și să vedea o mângâiere cum numai el știe să o facă. Iar apoi sigur că da. O să avem cuvinte de suflet, Raul, o să ne spui ce ai simțit tu în timp ce astăzi Dumnezeu a fost mare. Astăzi eu pe Dumnezeu l-am văzut așa cum este el mare. O să spun pe Marcos. Partenia, o rugăciune cu inima. Hai de aici, pentru cei care se uită la noi. Doamne, Tată, că locuiești din ceruri, prin numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru
situația grea în care oricum ne aflam, Tu ai îngăduit pentru Raluca, pentru Raul și pentru noi toți momentul acesta încărcat de emoție. Și suntem aici să recunoaștem că Tu ești suveran. Doamne, Îți mulțumim pentru cei 62 de ani pe care i-ai dat la Mircea. După mintea noastră omenească puteam să sperăm la mult mai mult. Dar Îți mulțumim pentru anii pe care i-ai dat. Și cred că împreună cu Raul și Raluca îți mulțumesc pentru că l-ai ajutat mai presus de orice realizare, l-ai ajutat să te întâlnească pe tine, să te recunoască pe tine și în ultimii ani ai vieții lui l-ai ajutat să te urmeze pe tine. Doamne Dumnezeule, Tu îngădui rana și Tu ai resurse suficiente să vindeci rana. Vezi inima lui Raluca, a lui Raul, a lui Ralu și a lui Miriam acasă și te rog din toată inima, coboară-ți puterea Ta mângâietoare peste fiecare din noi, peste cei ce privesc, Doamne, în tehnica nouă și văd aici lacrimi și văd durere și fețe întristate. Dar dincolo de aceasta, Doamne, noi Îți mulțumim pentru că Mircea a ajuns în acel loc despre care Tu ai zis că te duci să ne pregătești. Doamne, Îți mulțumim pentru că ai urmat durerea, chinul, suferința și ai găsit cu cale, Doamne, poate zicem noi prematur să-L duci la Tine. Suntem mulțumitori față de Tine, care a plecat cu siguranța mântuirii. Doamne, binecuvintează pe Raluca, pe Radu, Doamne, și fii în continuare. Doamne, lor și nouă tuturor ne va lipsi zâmbetul lui Mircea. Dar Îți mulțumesc pentru că cei dragi se adresează Ție cu Tată. Îți mulțumesc pentru prezența Ta, Îți mulțumesc pentru că ești cu copiii Tăi pretutindeni, oricând și oriunde, în orice situație. Da, Doamne, recunoaștem că suntem trecători. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca atunci când vom sfârși capitolul vieții, să-L sfârșim cu Tine și să-L continuăm cu Tine. După modelul bisericii Mea Noia, vrem să arăți asta, să avem cuvinte de suflet pentru voi, într-un mod special. Părinții noștri au fost deosebiți. Nu pentru că au fost adunate, ci pentru că așa au fost. Niște oameni deosebiți. Tatăl vostru a făcut tot ce i-a stat în putință împreună cu mama voastră să vă asigure confort, educație, bunăstare. Și voi i-ați închisat. Ați avut harul acesta ca să fiți în el. Am văzut azi dimineața, Raul, de pasionat erai ca tatăl tău să moară evoluțesc pe semnile tale. Și când mi-a spus Raul că asta e dorința și rugăciunea lui de azi noapte, am tăcut că am învățat să mai știa. Dar am zis, nu se va pune. Am ieșit 5 minute cu parte în afară. Și după 5 minute mă sună Raul și zice, tatăl tău. Prima impresie a fost că Raul de deviat era 80%. Zic, vin să văd, vin să văd. Raul zice, lasă-mă în moment, după 5 minute vă mă cunoașteți, n-am rezistat la mântat. Și mi-am dat seama că tatăl vostru mai mult respiră în lumea cealaltă decât în lumea asta. Și am zis, Doamne, ce mare ești. La 10:30 ne-a întrebat cât e ora aici. La 10:30 ne-a întrebat cât e ora. Până la 10:30 i-am stat cu el, a băut 300 de mililitri de apă și îmi cerea Raul, cumva, în fel, Raul îmi zicea lui, Raul, mai vreau, și ea mai da, mai vreau, zic, nu ți prea lege de frigider, mi-a făcut. Deci am comunicat cu el. Și în 5 minute, Dumnezeu a ascultat rugăciunea și Raul a avut bucuria ca să-l pui pe tatăl.
asimilăm pe la lucra în familia noastră, mai mult să chemăm la chefurile noastre, că pe la urmă îi chemăm. Și pe urmă, treci prin perioada asta, prin zdrobirea asta. De ce e așa? Avem răspuns. Dar atât putem spune. Dumnezeu, care este credincios, te va întâlni mai departe. Deci, la urmă, încep de o sau? Ultima suflare în fața lui.
Și cum spune Cosma, voi veni pe la 9. Eu am fugit repede să mănânc. M-am întors și m-am întrebat cât e ora. Și după aceea, efectiv, am simțit că se apropie momentul. Am simțit. M-am uitat la el, am simțit. Nu am experiență medicală. Și așa cum ai zis, am vrut să fiu singur cu el. Și ce vreau să spun este următorul. Vă împărtășesc până la o experiență. Am simțit că un creștin, un om care are credință, nu stă și se uită cineva moare. Ci îl face un oficiu plin de noblețe. Un oficiu pe care cred că Dumnezeu ni-l poate da. Acela de a petrece pe cineva. Cum? Prin rugăciune, prin credință, asigurându-l pe cel ce moare că tu ești acolo, că-l iubești, că prezența ta, împreună cu prezența lui, face ca să fie prezent Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, Îngerii lui Dumnezeu și cumva anticipam, n-am văzut nimic, n-am avut vedenii, dar anticipam o primire glorioasă pe baza acestei credințe. Că eu l-am petrecut cu tata pe drumul lui spre cer, spre mami, spre mulți alți credinți care sunt în prezența Dumnezeu. Poate sună ciudat, poate sună exagerat, dar asta a fost experiența mea. Nu poate să o ia nimeni. A fost experiență în care Domnul Hristos mi-a dat putere, încredere și sunt încrezător că tati are sufletul în prezența Domnului. Este ceea ce îmi dă mie mânghiere, este ceea ce sper să ne dea tuturor mânghiere și da, închei prin a spune că în fața acestei pierderi care vine repede după pierderea lui mami, o simt dezrădăcinat. Niciodată nu vor mai fi acele primiri care ei de-a dreptul făceau gălăcie când ne vedeau. Niciodată nu vor mai fi acel gust, acel miros. Aveau mirosul lor, aveau gustul, încălturile aveau gustul lor, casa avea mirosul ei. Prezența lor ne dădea oarecare siguranță. Deși suntem o familie absolut imperfectă. Și da, spun, Michelina spune că sunt trist și totuși am această credință, această mântuire care este supranaturală. Asta nu poți să falsifici. N-ai cum să falsifici. Nu se poate falsifica. De aceea aș vrea să vă las cu gândul acesta. Credința că Dumnezeu ne dă un har cinste, în definitiv de a-i petrece și de a-i aduce pe ceilalți semene noștri în prezența lui Dumnezeu, chiar și dacă nu sunt moribunzi și păcatul de moarte. Noi putem, prin viața noastră, prin faptele noastre, prin servul nostru, cred, să-i aducem pe oameni în prezența lui Dumnezeu și să ducem pe Dumnezeu acolo unde suntem noi. Vă mulțumesc din toată inima că sunteți cu noi. Îi mulțumesc mult Dumnezeu că prezența Lui este extraordinară. E mântuitoare. E plăcută. Și așa cum am încredințat pe tati în mâna Domnului, așa mă încredințez pe mine, pe voi toți, pe mâna Bunului Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pentru tot neamul vostru din statul mare. Da. Pentru slăbire, pentru tatii, pentru părinții.
Marius, probabil că biserica a implicat și ea este pe fază. Vreau ca să ai un cuvânt de suflet pentru prietenul tău, pentru Raluca și Sergiu, familia pe care tu cu Georgian o păstorești și cu Georgiu știu, că tare. După aia continuăm. Adi, poți să ai un cuvânt de suflet. Darius, poți să ai un cuvânt de suflet. La sfârșit, Partenia, ești aici pe noi ca cel mai de demult, cel mai mare. Da, voi pleca târziu. Da, voi pleca târziu, Domnul știe, vom pleca toți căsărite și cred că să avem timpul ăsta, cât timp mai avem 40 de minute. Deci, Marius, un cuvânt de suflet pentru prietenul tău, Raul, pentru prietenii tăi apropiați, Raluca și Sergiu. și își face armată și economie și etc.
Dumnezeu întruchipat a ales să-și ia viața ca și soluție la izbăvirea noastră a fiecăruia de la moarte, de la păcat și de suprăvirea de acolo. Îmi dau seama că toată nici asta nu înțeleg teologii și nu se poate aplica în viața mea. Dar te-am auzit spun de câteva ori în discursul tău despre credință și m-a încurajat și m-a încurajat să vrem aceasta cuvintele lui Iisus care în pragul morții Lui le zice ucenicilor la un moment dat să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, m-aș fi spus. De aceea am vrut să mă pregătesc cu Dumnezeu. Este un verset pe care l-am redescoperit în zilele acestea, în special în data Sărbătorului de Paște. Și știți ce mi-a dat seama? Pentru că și cura oștia lui Gazdor Vechi e enorm spre credință în ultimele trei luni. Enorm, cum v-am auzit. Mi-a dat seama că credința există tocmai pentru vremuri acestea. N-avem nevoie de credință în mijlocul confortului nostru, atunci când suntem în concediile noastre sau în extravaganțele vieții, zic, ne bucurăm de mici răcăcere de vieții. Dar vin momente din acestea, așa cum a venit și momente în viața lui Iisus dramatic și cum a venit momente în viața ucenice, în care Iisus nu apelează la nimic altceva în viața și spune, aveți credință. Nu știu dacă aceste cuvinte pe care Biblia le spune, eu doar le recit, nu mai deschid pasajele. Nu știu dacă produc efect instant. Eu cred că vă zic într-o călătorie. Îmi spunea, era unul cu două săptămâni când m-ai ajutat la un proiect umanitar, îmi spuneai, Ciochi, dacă trec peste 2020, trec peste toate. La ora aceea, tatăl tău încă mânca cu poturi, se lupta cu băutul apei. Era perfecționist în toate, aleluia, așa cum îl știu de pe vremea când a văruit biroul la Schwarz, când am început cariera de avocați amândoi. Era omul cu care eram obișnuit cu toții, în special voi ca familie. Nimeni nu a anticipat că în două săptămâni ar se întâmple așa ceva. Nici nu ne dorea de apărat. Dar dacă este o mânghiere pentru voi, credința pe care voi acum o experimentați, este pentru voi. Este o piesă, cea de la Avalon, se numește Orphans of God. Și vorbește despre faptul că nu există străini, nu există marginalizați, nu există orfani în Dumnezeu. Chiar dacă suntem căsuți, în el ne găsim puterea să fie ridicați din nou, pe măsură și față este acestea peste viața noastră. Vă rog că în aceste zile, să știți că aveți pe Dumnezeu alături de voi și o descrediți în el, să fie trăință și mărită. Știți că aveți familie, spitală, aveți prieteni, care pot sta alături, chiar dacă unul ca mine nu poate empatiza decât să-i spuneți ce să facă. Sunt un handicapat în astfel de momente. Așa sunt eu acum aici. Nu știu ce să zic, ce să fac. Dar să știți că aveți prieteni, aveți familie spirituală, aveți oameni care vă iubesc, aveți oameni care se uită până la voi și sunt încurajați să vadă modelul vostru de credință, este modelul părinților voștri de credință. Și vreau să închei cu gândul acesta. Ne-am dat seama astăzi că, într-adevăr, ai moștenit meticulositatea, perfecționismul, tot ce este de la tatăl tău. Eu n-am realizat treaba asta. Eu chiar am crezut că maica ta este cea mai... Poate că mă duc aminte de cum spunea ta că tu când făcea la șfață default, Marius, trebuie să fie așa. Trebuie să fie caracan, trebuie să fie frumos. Sfințuios. Da, trebuie să fie așa. Dar mie îmi place genul ăsta de oameni, pentru că eu sunt mai perfecționist și crezi probleme celor din jocul meu. Dar gândindu-mă la tatăl vostru, nu pot să nu închei cu următoarele experiențe. Ori de câte ori eram la ziua lui Miria, la ziua voastră, și erau și părinții voi, special în ultimii ani, când am fost cu voi, de fiecare dată avea așa, mă lua deoparte oarecum și avea ceva de zis, se lega de un glume care eu ziceam sau de ceva de la mine, sau auzit de ceva și avea ceva să-mi zică, un sfat, ceva care să mă îmbrașeze, ceva care să mă facă să fiu mai încrezător în Dumnezeu și totdeauna finalizat cu faptul că, paradoxul că Dumnezeu e în control, că Dumnezeu are grijă, că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. La ora asta, părinții voștri sunt
pe și ți-a demonstrat că El este, nu știu, în ultimele 30 de ani am chestia de o zic, El este Jehova Ire, Dumnezeu care poate de așa, așa. Și mă gândesc cum, fără prea multe speranțe naturale, Dumnezeu va purta cu tine și visul tău și al părinților tăi de a te vedea ajuns avocat, a venit în fit, fără bani. Și cu un Dumnezeu care a fost de parte. Și mă gândesc la tineralul când ai venit și erai o fată pierdută de la statul mare, să zic așa, la facultate și ai visat să faci jurnalismul și ai făcut și Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Uitându-mă la Biblie, necunoscându-l foarte bine, însă totuși cred că Dumnezeu a pus un înalt pentru că El va purta de grijă. Amen. Și El a fost de partea voastră. Și țin minte că una din frământările majore ale Tatălui era frământarea de a-și vedea părinții mântuiți. Și astăzi, la căpătăriul Mircea, am un sentiment de satisfacție că Dumnezeu va asculta și Părinții. Și dacă mai mult ca, chit că părerea mea personală este că multe lume ar fi mult mai mult dacă exista trafic rutier în ultimele 6 săptămâni sau câte 5 săptămâni este deschis și mai că mă iau mult mai mult decât am venit de coronavirus. Însă, faptul că Dumnezeu a permis ca părinții voștri să plece din lumea aceasta mântuiți, vreau să vă spun ceva, e o mare bucurie. Să știi că noi care am mai rămas pe pământ trăim cu nădejdea retenită. Să știi că nu trăiești de unul singur. Păi, o murim, s-o luz și acum ce mă fac? Și această satisfacție majoră pentru mine, eu cu soția mea, de cât cu coronavirus, avem cel puțin un beneficiu. Ne-am rugat în toți ani de credincie, când ne-am făcut de când e cu coronavirus. Mi-am făcut un timp și în fiecare seară când ne rugam, ce-am Doamne, ține, cuvintează pe mine. Fă-ți planul tău, viața lui. Singurul meu ne-am dorit să trăiască părinții noștri, nu știu, 100 și de ani. Însă, faptul că părinții voștri s-au putut vedea realizat, faptul că ați putut ultimele, nu știu cât sunt, 6-7 de când au venit și oameni, 5, 4 ani, 26. Dar faptul că 4 ani de zi ați fost zi de zi, sau aproape zi de zi, e un mare har că Dumnezeu i-a dat. Din nou, zicea Marius că nu e în situația asta. Eu ca unul care am trăit în copilărie mea cu stresul de a nu voi părinții și o să fiu copil. Și mă duceam și mă uitam să văd dacă se mișcă fărâca pe mama și pe tata noaptea. Și mă rugam în copilărie mea, Doamne, ia-mi e an ca să vreau să avem un tate. Măcar până avem 30 de ani. Așa că dacă tatăl m-a fi dat pentru fost Dumnezeu, m-a dat peste așteptări. Însă, astăzi, vreau să-mi doresc un lucru. Bucurați-vă, și așa cum a demonstrat în decursul vieților voastre că v-a purtat de grijă, părinților voștri că v-a purtat de grijă, El este Domnul.
vreau să bătrâniți voi. Așa zice, nu vreau să bătrâniți voi. Sigur. Dar e normal să se întâmple lucrul acesta. Și dacă bătrânim și dacă murim, încercăm să explicăm. Nu știu cât pricep e. Poate e cel mai mult pricep de întâmplă. Dar încercăm să explicăm. Momentul în care murim, mergem la Iisus și acolo e foarte bine. Și mă întreabă și cum o să arăți acolo? Să fie bine? O să arăți mai tânăr? Da, zic că să fiu poate mai tânăr. La fel de frumos cum am avut. Și trebuie să-i dau explicații din aceștia banale, înțelegeți? Dar mi-am dat seama că Biserica Metanoia privește moartea tocmai pentru că s-a confruntat cu moartea și avem o nădejde care e mai puternică decât moartea. Este pasajul acesta și eu n-am alte metode prin care să mă încurajez. Este pasajul acesta din Apocalipsa, unde vă trebuie vorbit despre experiență la un. Și este pasajul acesta din Apocalipsa, capitolul 3, experiența lui Ioan, când îl întâlnește pe Iisus. Ce l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca și mort. Iisus și-a pus mâna peste mine, mâna lui dreapta. Și mi-a zis, nu te teme. Eu sunt cel întâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și al locuinței morților. Și am meditat foarte mult la pasajul acesta zilei de acest moment. Și pasajul acesta are o temă foarte simplă și foarte banală, aparent. Și anume, nu te teme. Asta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi. Nu te teme. Nu vă temeți. Mesajul acesta nu este fundamentat pe ceea ce eu pot face. Eu nu pot să fac nimic. Eu, în afară de faptul că împreună cu Corina sunt alături de voi, împreună cu Biserica Metanoia suntem alături de voi, vă îmbrățișăm, ne rugăm pentru voi, nu mai puteți să facem absolut nimic. Dar ce continuă mai departe în descrierea lui Iisus este garantul că acest nu te teme are o altă dimensiune pentru fiecare dintre noi. Când spune mesajul acesta nu te teme, nu o spun eu, ci o spune așa cum Pavel îl amintește pe Iisus Hristos în Romani, capitolul 3, versetul 4, este aceea Evanghelie despre Fiul lui Dumnezeu, dar zice că a fost dovedit cu putere. Cred că în original spune Iisus Hristos, Fiul cel puternic al lui Dumnezeu. Și dau seama că cel ce vă face această promisiune este Fiul cel puternic al lui Dumnezeu. Cel ce vă face această promisiune este unul care a biruit moartea, cel ce vă face această promisiune este unul care poate să schimbe realitatea aceasta. Pentru noi, ca și pentru toți ceilalți, ne uităm la mormânt cu deznădejde, cu neputință, cu cumânie, cu îndurerare, cu amar, ne uităm strâmpiți, ne uităm împrăștiați, ne uităm uman, da? La lucrul acesta. Dar ceea ce poate să schimbe această realitate este acela care e viu, care are în mâna lui capacitatea aceasta să biruiască moartea. Acum tot Pavel spune Tesalonicenilor și ne spune și nouă astăzi. Nu vreau să fim întristați și fără nădejde ca aceia care nu cunosc pe același lui și a înviat pe Iisus Hristos. Noi, pentru că cunoaștem pe Iisus Hristos, privim moartea cu perspectivă diferită. Duhul care l-a înviat pe Iisus Hristos, îl va învia și pe Mircea, îl va învia pe fiecare dintre noi, pe tot aceia care ne-au pus nădejde la Dumnezeu. Deci da, ziua aceasta are o mixtiune din asta de dulce, amar. Amar pentru că ne oprim în momente ca și acestea și ne dăm seama cât de fragile viața. Și amară pentru că ne doare. Dar mă gândesc, dacă n-ar fi fost Dumnezeu, ce ar însemna de aici mai departe? Dacă n-ar fi Dumnezeu, ce ar însemna momentul acesta pentru fiecare dintre noi mai departe? Dar mulțumim să fie adus lui Dumnezeu. Pentru că asta spune și Pavel în a doua epistola lui către Corinteni și vreau să vă las cu mesajul acesta. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl îngurărilor și Dumnezeul oricei încurajări, oricărei încurajări. Cel care ne încurajează în toate necazurile noastre, pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz. Cu încurajarea cu care noi înșine suntem încurajați de Dumnezeu. Așa cum suferințele lui Hristos abundă în noi, tot astfel, prin Hristos, suntem încurajați din abundență. Dacă noi avem necazuri, este pentru încurajarea și mântuirea voastră. Dacă noi suntem încurajați, este pentru încurajarea voastră, care vă ajută să răbdați acelea suferințe pe care le-am reușit.
credința noastră cu privire la voi este fermă. Pentru că știm, așa cum a spus Domnul, nu credem, ci știm. Așa cum sunteți părtași cu noi suferință, tot la fel. Sunteți și în așa. Dumnezeu tuturor mântuirilor să vă întărească. Dumnezeu tuturor încurajărilor să vă mântuie. Și mesajul acesta al speranței este unul care aș vrea să fie și la înmormântarea lui Mircea. Mircea un timp simpatic. Mircea care mi-a pus de foarte multe ori la încercare limitele mele de introvertire. Pentru cei ce nu știți, nu sunt foarte pasionat cu îmbrățișările și mi-am dat seama că Mircea a fost unul dintre oamenii care, la care n-am putut să fac pasul în spate, dar venea așa cu o plecare asupra mea. Mă lua așa de lateral. Eu nu putea, dacă venea într-un grup unde erau doi băieți, eu nu putea să-i plec grup ca și mine, de exemplu. Sau dăm așa și stăm la distanță. Deci venea și punea mâna pe cel din dreapta și punea mâna pe cel din stânga. Și deși l-am tratat așa cu îmbrățișare zdravă, mi-a pus la încercare de foarte multe ori modul meu de a fi. Dar mi-am dat seama că face lucrul acesta cu drag, face lucrul acesta cu dragoste și dau seama că lucrul acesta nu se sfârșește aici. Va veni un moment în care toți aceia care sunt de debit, ai ca să le Dumnezeu, pot compune mâna așa, mâna așa pe celălalt. O să zice, ăsta e numărul de marcă. Am venit, a fost interesant, dar acum să le Dumnezeu ce suntem cu ceilalți. Perspectiva aceasta, vreau să ne mântuim. Perspectiva revederii. E dureroasă noaptea, e mai dulce de vedere. Cine face toate lucrurile care este posibil? Nu e. Dacă puneți deja ce zic eu, deja. Dar cel Fiul lui Dumnezeu cel puter. Cel Fiu. Începutul care finalizează toate lucrurile și sfârșitul. Cel ce are numai cu puterea, el biruie. El va face lucrurile acesta posibil. Dumnezeu să o vină cu viteză și să fie. Iar a murit,
câștig. Dacă a câștigat ceva în cei 62 de ani, cu siguranță, acum este câștigat. Eu n-am ajuns în acel loc, dar el a ajuns. Noi n-am ajuns, dar el a ajuns. Eu a avut, la un moment dat, în situație dificilă, a avut ca să zică, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Lui să fie binecuvântat. La tine, Raul, la voi, este Domnul a luat și Domnul va da. Îl văd pe micuțul bebelaș. O compensație. Dacă ați pierdut familia dragă, dacă ați pierdut rădăcinile, Dumnezeu vă rădăcinează pe voi. Dumnezeu consolidează familia voastră. Vreau să închei, eu când am venit administratorul, mi-a zis Domnul Ciocca, o oră va ajunge, privește, da, atunci că vine preotul. Dacă vine preotul, adică mă vede, mă cunoaște și își amână el funcțiile diferite. Un singur lucru mai vreau să vă spun pentru Raul. Nu ți-a spus eu niciodată. De mult timp îl am în minte. Nu te-ai născut cu o relație de tată-fiu. Te-ai tot slab. Domnul și ai câștigat o relație tată-fiu. Te-ai căsătorit și ai câștigat a treia relație tată-fiu. Prima relație s-a dus. Au mai rămas două. Subsemnatul aici pe pământ și una cu cer. Și dacă mă voi duce mâine, tu vei avea o susținere reală. Amen. Tu pe drept cuvânt, spui Tatăl, spui care locuiești în cer. Tatăl s-a dus. Tatăl s-a dus, se va duce, dar tu rămâi veci. Închei spunând, Hristos Domnul a intrat prin ușile înguiate și le-a zis ucenicilor ceea ce ea, ei aveau trebuit. Și le-a zis, pace vouă, seara din zi, când El a înviat. A intrat prin ușile înguiate a doua oară, după 8 zile și le-a zis, pace vouă. Fie ca Hristos. Nu în urmă voastre înguiate, ci în urmă voastre îndurerate, peste tot ceea ce spune noi, ca slujitori, ca părinți, ca prieteni, fie pacea lui Hristos peste inimile voastre, fie înțelepciunea și dorința ta. Eu dezvăluie o trăire care am avut-o în momentul când tu disperat plângeai. Și fie ca rugăciunea mi-a pus în urmă, la mine dorința ta să fie una reală. Adeseori, situațiile dramatice ne dezarmează cumva și ne face să batem pasul pe loc. Voi primi ca un copil de Raul, ar trebui să dai drumul să predic, și ai zis, da, acum la tati, pe lumea, cum îl văd, sunt, nu sunt dispus să fac. Când am intrat cu Cusmănuț în camera, Raul a zis, vreau să vă rugați. Sper să cântau copiii. Să-mi ajute Dumnezeu să fiu dedicat în continuare pentru El. Și-a făcut rugăciune. Tot să ne vedem de acest pământ rămas, noi ca trei de buni ne-am rugat. Dumnezeu să ne țină în nebunia asta. Să-i dorăm mira cerului. Mila unui Tată care vechează întotdeauna și pentru veci de veci. Să fie pacea Lui peste voi, peste noi.
noi avem nebunia asta ca printre lacrimi să ne bucurăm, este datorită unui Hristos care ne ajută să privim dincolo de moarte și să realizăm că proclamând un Hristos al vieții, noi avem nădejde, noi avem speranță, noi avem o certitudine într-un loc glorios. Dumnezeu să ne ajute. Nu a fost
ajunge cea cătrale, nu pot să înțeleg cum zice Scriptura. Dumnezeu orice lucru face frumos la vremea. Multe lucruri nu se fac frumos. Și lucrul acesta mi se pare cel mai nefrumos lucru. Dar într-o zi nu înțeleg. Haideți încă o dată să punem pe Raul și pe Raluca și familiile lor în mâna lui Dumnezeu și cu Mariana. Dragilor, într-un mod special, spun toate pentru cei care le urmăresc pe internet, mâine la ora